cum e posibil ca oameni care au ieșit de acolo să moară după 12 zile? Deci, practic, ei au ascuns lucrurile astea, da? Dacă nu spunem lucrurilor pe nume, suntem complici. Povestea e atât de halucinantă încât mi-e teamă că o să pare nebuni. Ministrul Sănătății. Dar primul lucru pe care trebuie să-l faci ca să câștigi sau să recâștigi încrederea cuiva este să încetezi să-l minți. Omor oameni. Nu ne putem permite treaba asta. Și cum ne poți putea rezolva chestia asta? Și noi am avut o încredere oarbă în autorități. Iar ce vedem aici, de când am venit, e... Dar tot ce-i sub este puteți. În momentul în care presa ajunge să fie, să facă reverențe autorităților, autoritățile se vor purta rău cu oamenii, cetățeni. Întotdeauna se întâmplă asta pe lume, s-a întâmplat și în cazul nostru.